Implementarea bugetării participative în orașul Râșcani decurge anevoios. În timp ce primarul, societatea civilă, dar și mai mulți localnici spun că proiectul informează, abilitează și acționează, societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova este unul important pentru oraș și își doresc o mai bună colaborare în vederea soluționării problemelor comunitare, aleșii locali se împotrivesc. În acest an, consilierii au refuzat să voteze pentru alocarea banilor care urmau să fie distribuiți grupurilor de inițiativă pentru amenajarea teritoriului, a terenurilor de joacă pentru copii, dar și soluționarea altor probleme prin cartiere. Unii locuitori se arată nemulțumiți de situația creată. Ei spun că bugetarea participativă i-ar fi ajutat să rezolve mai multe probleme din comunitate în comun cu autoritățile locale, mai cu seamă că unele dintre ele necesită a fi soluționate urgent și oamenii sunt gata să se implice dacă ar avea susținerea primăriei. Nu treabă de lume, nu vin să-ți fac pentru a lor interes, pentru lume. Trângă lumea cumva să întrebi, poate să fac ceva în raionul ăsta, poate. Dar puțin și să faci tare puțin. Ar fi bine ca cetățenii să se implice în astfel de proiecte, deoarece cetățenii știu mai bine de ce au nevoie pentru a îmbunătăți infrastructura sau chiar și că uitați-vă pentru copii un teren de joacă sau altceva. Cei de sus uită un fel, noi alt mod. Alții însă spun că nu ei trebuie să se gândească la aceste lucruri. Pentru aceasta și-au dat votul de încredere consilierilor. Cu cât mai multe păreri, cu atât mai multe o să fie întrebări. Așa că totuși eu cred că trebuie să fie un grup anumit care, consilieri, care să face lucru. Я думаю, что это без населения. Они должны, работники примарии, сами должны это, сами сделать проект, да, сделать для народа. А что должны мы участвовать? Они знают, где неосвещенность улиц, где освещенность есть улиц. Primarul orașului Râșcani, Victor Bogatko, spune că unii consilieri nu au votat pentru acest proiect din cauza ego-ului. Мы работаем по нему, мы проводим консультации, то есть мы участвуем в этом проекте. Единственная проблема в том, что советники не поддержали выделение денежных средств для него. Вот и все. То есть, а так мы находимся в проекте, у нас происходят постоянные консультации, то есть мы участвуем во всех мероприятиях. Просто сегодня у нас качественный состав советников такое, что многие из них ни разу не были, да, в советах, советниками местными, избранниками. И они не понимают, что это такое, как бы думают о том, что мы забираем деньги у совета, как бы и они не будут их решать. Reprezentanții societății civile spun că acest proiect este unul important pentru localitate, deoarece ar permite oamenilor să se implice în rezolvarea problemelor comunitare și să monitorizeze procesul de gestionare de către aleșii locali a banilor publici. Din păcate, majoritatea formată în Consiliul Orășenesc Râșcani nu conștientizează importanța acestui buget civic care este necesar pentru cetățenii orașului Râșcani. Ei doresc ca toate întrebările și toate problemele orașului Râșcani să fie rezolvate strict de ei. Este foarte important acest proiect, deoarece ar oferi cetățenilor posibilitatea ca să rezolvăm multe probleme care sunt necesare în rândul cetățenilor. Potrivit experților, bugetarea participativă va fi implementată cu succes în Republica Moldova dacă Ministerul Finanțelor va introduce o astfel de linie de buget pentru autoritățile locale. Făcut un demers către expert grup, către coordonatorul principal, ca ei să facă corespunzător demersul la Ministerul de Finanțe ca în structura bugetară a autorității publice locale să fie o astfel de linie bugetară, bugetarea participativă. În ultima perioadă am auzit că Ministerul de Finanțe va promova bugetarea autorităților publice locale și pe anumite principii de performanță, după anumiți indicatori de performanță. Și noi credem și am dorit ca această bugetare participativă să fie un indicator de performanță. În orașul Râșcani locuiesc aproape 10.000 de oameni.